Atentatele de la Paris au zguduit întreaga lume, iar cele trei zile de doliu național anunțate de președintele Franței, François Hollande, sunt ținute inclusiv de francezii care sunt acum la mii de kilometri depărtare de casă. Lamia, de exemplu, a venit în România în urmă cu 3 ani. Studiază medicina generală la Universitatea Grigore Tepopa din Iași și a auzit de tragedia din Paris la televizor. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să sune acasă la familia ei. Încă de la începutul anului 2015, Parisul nu este un loc sigur. Vă amintiți probabil de atacul terorist de la Charlie Hebdo. Astăzi mi-am sunat vărul. El locuiește chiar pe stradă unde au avut loc exploziile. Mi-a zis că a văzut oameni răniți, plini de sânge, care alergau pe stradă. Era îngrozit. A spus că este bine. Însă îmi fac griji pentru el și pentru familia mea. Vreau să le transmit că trebuie să fie curajoși și puternici. 600 de tineri își plâng acum victimele. Sunt îngroziți de scenele pe care le-au văzut la televizor și pe internet, iar mulți dintre ei trăiesc fiecare secundă cu gândul la familiile, rudele și prietenii pe care i-au lăsat în Paris. Nu este normal ceea ce se întâmplă acolo. Fratele meu era în Paris, în același loc unde au avut loc crimele. A fost blocat într-un local și a ieșit de acolo abia după câteva ore. Din fericire, este întreg. Ambasada noastră la Paris a confirmat faptul că printre cele 128 de persoane care au fost ucise de teroriști sunt și 2 români. De altfel, în capitala Franței se află sute de conaționali care muncesc, studiază sau sunt în vacanță, printre ei și reporterii TVR Iași, Laura și Lucian Lucescu, care au ajuns ieri la Paris. Ei spun că în acest moment străzile nu sunt goale, iar oamenii, deși afectați de cele întâmplate, nu vor să arate că le este frică, nu vor să pară învinși în fața teroriștilor. Astăzi am mers pe jos foarte mult, vreau să spun că atmosfera este foarte, foarte ok, nu pare să se fi întâmplat ceva. Astăzi pe jos am mers pe traseul Arcul de Triumf, Champs-Élysées, Domul Invalizilor, Grand Palais. Am ajuns și la turnul Eiffel, într-adevăr sunt aceste obiective mari, sunt închise. Însă lumea se plimbă fără probleme. Am văzut în mijlocul oamenilor și foarte mulți soldați înarmați. Nu ne este frică. Chiar acum trec pe lângă mine, de exemplu, polițiști călare. Știu că nu suntem la o mare distanță de locurile în care s-au întâmplat atentatele, dar totul pare a fi în regulă. Și să ne păstrăm legătura, ținem legătura cu ambasada română. În semn de solidaritate, Institutul Cultural Francez din Iași a anunțat că își va suspenda activitatea în următoarea perioadă, iar la această oră, în fața institutului, ieșenii aprind lumânări în memoria victimelor de la Paris.